Boa și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Astăzi învățăm să citim scheme. Episodul 3. Și avem acest model cu frunze, foarte răspândit pe internet. Aceasta este schema copiată de pe Pinterest. Simbolurile convenționale. Pătrățelul ochi pe față. Acest minus înseamnă ochi pe dos, zeroul sau o jeteu. semnul acesta două ochiuri scăzute spre dreapta și două ochiuri scăzute spre stânga. Și începem uh, să explicăm. Un raport, după cum vedeți în schema are 15 ochiuri și la sfârșit aceste două ochiuri sunt pentru simetrie, fiindcă dacă am început cu două ochiuri pe dos la început, și la sfârșitul tuturor raporturilor vom avea două ochiuri la sfârșit. Rândul 1 avem, deci vreau să specific că acest model se lucrează și pe fața lucrului și pe dosul lucrului. Pe fața lucrului se citește schema de la dreapta spre stânga, iar pe dosul lucrului de la stânga spre dreapta. Deci fiți atenți cum vom citi. Rândul 1, două ochiuri pe dos. 13 ochiuri pe față. Ce am inclus în aceste, uh, între aceste steluțe semnifică un raport. După acesta, două ochiuri pe dos, acestea sunt ochiurile pentru simetrie. Rândul 3, 2 uh, de fapt, pentru că fiecare rând am uitat, uh, două ochiuri pe față, pe dosul lucrului, ochiurile sunt invers. Și am uh, colorat rândurile de pe dosul lucrului cu roșu. 2 ochiuri pe față, 13 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe față. Rândul 3. 2 ochiuri pe dos, 10 ochiuri pe față, două scăzute spre dreapta, jeteu, 1 ochi față și 2 ochiuri pe dos. Rândul 4. două ochiuri pe față, jeteu, 2 ochiuri pe dos, Două scăzute pe dos, aici scăderea pe dos este deci destul de normală. Deci două ochi lucrate împreună pe dos. Nouă ochiuri pe dos și două ochiuri pe față. Rândul 5. Două ochiuri pe dos, opt ochiuri pe față, două scăzute spre dreapta, un ochi față, GTU, două pe față și două pe dos în rândul 6. Dou două ochiuri pe față, un ochi pe dos, jeteu, 3 pe dos, două scăzute pe dos, 7 pe dos, două pe față. Rândul 7. Două ochiuri pe dos, 6 ochiuri pe față, două scăzute spre dreapta, două ochiuri pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, două pe dos. Rândul 8. 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, jeteu, 4 ochiuri pe dos, 2 scăzute pe dos și aici avem 5 ochiuri pe dos, 2 pe față. Rândul 9, 2 ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe față, 2 scăzute spre dreapta, 3 ochiuri pe față, jeteu, 4 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Rândul 10, 2 ochiuri pe față, 3 ochiuri pe 2, GTEU și 5 uh, ochiuri pe 2, 2 scăzute pe 2, 3 ochiuri pe 2, 2 pe față. În rândul 11 se repetă ca și rândul 1: 2 ochiuri pe 2, 13 scăzute ochiuri pe față, 2 pe 2. Rândul 12 se repetă ca și rândul 2, 2 ochiuri pe față, 13 pe dos, două ochiuri pe față. Rândul 12. Rândul 13, vedem că pe fața lucrului se schimbă, deci avem deja două ochiuri scăzute spre stânga. Două ochiuri pe dos, un ochi față jeteu, teu, două scăzute spre stânga, 10 ochiuri pe față și două pe dos. În rândul 14, eu aici nu am explicat, se lucrează puțin diferit aceste două ochiuri scăzute pe dos. Deci, noi trebuie să le scadem în așa fel încât, pe fața lucrului, să rămână linia frunzei la fel. Deci, aici este vorba despre o manevră pe care o să vă o arăt într-un tutorial. Deci, cum am eu multe tutoriale, cum, cum lucrăm. Două ochiuri scăzute pe dos. Uh, unde am rămas? 9 pe dos, 2 scăzute pe dos, 2 pe dos, jeteu, 2 ochiuri pe față. Rândul 15. 2 ochiuri pe dos, 2 pe față, jeteu, 1 ochi față, 2 scăzute spre stânga, 8 ochiuri pe față, 2 pe dos. În rândul 16. 2 pe față, 7 pe dos, Două scăzute pe dos, 3 pe dos, JT, 1 ochi pe dos, două pe față. Rândul 17. 2 ochiuri pe dos, 3 ochiuri pe față, JT, 2 ochiuri pe față, 2 spre stânga, 6 pe față, 2 pe dos. Rândul 18. 2 ochiuri pe față, 5 ochiuri pe dos, 2 scăzute, 4 pe dos, JT, 2 pe dos, 2 pe față. Rândul 19. 2 pe dos, 4 pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, 2 scăzute spre stânga, 4 pe față, 2 pe dos. Și ultimul rând, rândul 20, 2 pe față, 3 pe dos, 2 scăzute, 5 pe dos, jeteu, 3 pe dos, 2 pe față. Deci, mai departe repetăm de la rândul 1 la rândul 20. Aceasta a fost toată explicația și eu sper din tot sufletul ca voi uh, să deprindeți, să citiți scheme. Toate aceste poze vor fi postate și pe blogul meu aletricotăm.com de unde le puteți descărca. Eu mă bucur foarte mult că am putut să fiu cu voi și să realizăm citirea acestei minunate scheme la acest frumos model cu frunze, alt fel de frunze. Pe canalul meu, Ale Tricotăm, găsiți multe tutoriale cu frunze. Sper să realizăm împreună acest model sau poate preferați mai întâi să vă arăt cum se lucrează acele ochiuri scăzute pe dos. Deci, la fel, ele tot. Dacă aici sunt scăzute spre dreapta, pe fața lucrului, pe dosul lucrului sunt scăzute spre stânga. Iar aici, dacă sunt scăzute pe fața lucrului spre stânga, pe dosul lucrului sunt scăzute spre dreapta și se lucrează um, un pic altfel, un pic răsucite. Trebuie să vă arăt. Mulțumesc pentru atenție. Dacă vă plăcut acest gen de videoclip, lăsați un comentariu și scrieți dacă doriți și un tutorial la acest model. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot, vă doresc o zi frumoasă. La revedere.